Fux Condimente România anunță o nouă investiție importantă în județul Argeș, sărbătorind un pas considerabil în evoluția companiei, în prezent cel mai mare producător de condimente și ingrediente alimentare de pe piața românească. Fux a prezentat în cadrul unui eveniment la care au fost invitați reprezentanții politicii și administrației locale proiectul de extindere al unității de producție din Curtea de Argeș. Fără voi și fără munca și contribuția voastră, nu am fi ajuns la acest eveniment de punere a temeliei, fiindcă numai prin rezultatele și realizările pe care le-am obținut în ultimii 22 de ani, am justificat această investiție care începe astăzi în Curtea de Argeș de extinderea fabricii Fux. Von Beginn an war klar, wir kommen um zu bleiben. Und dieser neue Erweiterungsbau zeigt, wir kommen um zu bleiben. De la început pentru noi a fost clară o idee că noi am venit aici ca să rămânem aici și cu lucrările care au început aceasta subliniem această idee, noi rămânem aici. Wir bleiben hier, um weiterhin den rumänischen, den osteuropäischen und den südosteuropäischen Markt von hier aus bestmöglich zu bedienen. Avem mai multe motive ca să rămânem aici, în Curtea de Argeș. Unul dintre cele mai importante este că de aici avem cea mai bună poziție să servim în continuare și cu succes și mai mult piața României. Vă mărturisesc că astăzi trăiesc o dublă satisfacție și anume că modernizarea municipiului Curtea de Argeș merge la pas cu dezvoltarea economiei din Curtea de Argeș. Dovada clară este că astăzi am venit aici numai să cinstim un par de șampanie, dar să punem și o mistrie la temelia noii locații. Vă urez să vă dea Dumnezeu multă sănătate și putere de muncă să finalizați cât mai repede această nouă locație. În cadrul evenimentului a fost pusă simbolic prima cărămidă la temelia noii unității de producție Fux Condimente România. Având în plan obiective ambițioase de creștere, Fux va aloca 14 milioane de euro investiție proprie în extinderea centrului logistic și de producție, care aproape își va dubla capacitatea, de la 11.000 de metri pătrați cât totalizează în prezent, la peste 21.000 de metri pătrați. Noua hală de producție va fi dotată cu echipamente de ultimă generație. Construcția noului centru logistic și de producție demarează în această lună și este programată să fie finalizată în august 2024.